Băncile de lemn din parcurile municipiului cumpărate la suprapreț de primăria Târgoviște. Informația a fost făcută publică de senatorul Adrian Țuțuianu, președintele executiv al PSD Dâmbovița, care a dezvăluit mass-mediei locale numele celor trei firme care se înfruptă cu miliarde din banii publici. Potrivit senatorului Țuțuianu, proprietarii societăților cu care mai nou primăria face afaceri pe spinarea contribuabililor, plătitori de taxe și impozite, sunt doi dintre finii primarului Gabriel Boriga. Se pare că numai anul trecut, cele trei firme au încasat din bugetul primăriei Târgoviște câteva miliarde de lei pentru lucrări de toaletare a arborilor și de ecologizare a parcurilor din municipiu. Și pentru că afacerile în familia PDL sunt întotdeauna profitabile, cele trei firme au vândut primăriei Târgoviște băncuțe la prețuri de aproape 8 ori mai mari decât prețul cu care acestea sunt vândute de producătorii din Harghita și Covasna. Senatorul social-democrat îi cere primarului pedelist, Gabriel Boriga, să facă publice contractele încheiate cu aceste firme, pentru ca târgoviștenii să vadă negru pe alb unde și pe ce se duc banii lor în aceste vremuri de criză. Am să-l rog să pună la dispoziția opiniei publice contractele încheiate cu firmele Utilex Construct, Geodor Adventure și Inframont, cele trei firme aparținând unor fini, mai noi sau mai vechi, Simion și Moiu Gheorghe și domnul Badea Geo Badea. Pentru că din informațiile pe care le am, numai în anul trecut s-au încasat câteva miliarde de lei pentru lucrări de toaletare a arborilor în municipiul Târgoviște, pentru lucrări de ecologizare a parcurilor și pentru băncuțe cumpărate cu 7 milioane de lei de la cei care le produc din Arghita și Covasna și le vând la intrarea în oraș și vândute de aceste persoane primăriei municipiului Târgoviște la prețuri de peste 40 de milioane de lei. Adică de 7-8 ori mai scump, așa cum ne-a obișnuit Partidul Democrat Liberal în județul Dâmbovița.